Capitolul 11. Mănâncă foc strănută și liartă pe Pinocchio, care apoi salvează de la moarte pe prietenul său Arlechino. Păpușarul mangea focul sau mănâncă foc, fiindcă așa se numea el, te, însp te înspăimânta mai ales cu barba sa cea neagră și stufoasă, care acoperea pieptul și picioarele ca un șorț lung până în pământ. Dar până la urmă nu era un om rău. Și asta s-a dovedit atunci când păpușarul s-a înduioșat văzându-l pe bietul Pinocchio adus înaintea lui, care se zbătea din toate puterile și țipa că nu vrea să moară. Mănâncă foc, a simțit pe loc cum mi se moaie inima și cum îl cuprinde mila. S-a abținut cu o bună bucată de vreme, dar până la urmă n-a mai reușit și a început să strănute cu putere. La auzul acelui strănut arlechino, care până atunci fusese trist și stătuse a plecat ca o salcie plângătoare, a început să râdă cu toată fața și, aplecându-se spre Pinocchio, i-a șoptit încet. Pești deci, bune, frățioare! Păpușarul a strănutat și asta înseamnă că s-a înduioșat de tine și că de acum nu mai ești în pericol. Pentru că trebuie să știți că, pe când oamenii care compătimesc pe cineva plâng sau cel puțin se prefac că șterg lacrimile, Mănâncă foc din potrivă, când se emoționa cu adevărat, avea obiceiul să strănute. Era un fel ca oricare altul de a duce la cunoștință celorlalți sensibilitatea inimii sale. După ce se opri din strănutat, păpușarul continuând să facă pe morocănosului strigă lui Pinocchio. Încetează cu plânsul! Bocetele tale m-au înduioșat până în fundul stomacului. Mușchii mi s-au contractat încât aproape, aproape... Hapciu! Hapciu! și mai strănută de două ori. Noroc, spuse Pinocchio. Mulțumesc. Părinții tăi mai trăiesc? Îl întrebă mănâncă foc. Tata, da. Pe mama n-am cunoscut-o. Cine știe cât de îndurerat o să fie bătrânul tău tată când o să afle că te dau pradă flăcărilor? Bietul bătrân. Îl compătimesc sincer. Hapciu, hapciu, hapciu. Și mai strănută de trei ori. Să vă fie de bine, spuse Pinocchio. Mulțumesc! De altfel, trebuie să mă compătimești și tu pe mine, pentru că, după cum vezi, nu mai am lemne ca să rumenesc friptura de berbec și aș fi avut mare trebuință de tine. Dar acum că te-am iertat, să ne înarmăm cu răbdare. În locul tău o să pun pe foc o altă păpușă din trupa mea. Hei, polițiști! La acest strigăt apărură doi polițiști de lemn, înalți și slabi, cu chipiu în cap și în mână cu sabia scoasă din teac. Atunci păpușarul le spuse cu o voce răgușită. Aduceți-l pe Arlechino aici, legați-l bine și apoi aruncați-l în foc să ardă. Vreau ca berbecul meu să fie fript bine. Închipuiți-vă ce figură făcu bietul Arlechino. Spaima îi fu atât de mare încât îi se muiară genunchii și păpușa se prăbuși la pământ. La vederea acestui spectacol dureros, Pinocchio se grăbi să se arunce la, picioarele păpușarului și plângând în hohote și urlând cu lacrimi, udând cu lacrimi firele lungii bărbi a lui mănâncă foc, rosti cu o voce rugătoare. Iertare, domnule, mănâncă foc! Aici nu sunt domni, Răspunse cu asprime păpușarul: Iertare, domnule cavaler! Aici nu sunt cavaleri! Iertare, domnule comandor! Aici nu sunt comandori! Iertare, excelență! Auzind că îi se spune excelență, păpușarul se înveseli și, devenind deodată mai îngăduitor, îi spuse lui Pinocchio: Ei bine, ce vrei de la mine? Vă cer îndurare pentru sărmanul Arlechinu. Nici nu mă gândesc să-l iert. Dacă te-am cruțat pe tine, atunci trebuie să arunc pe el în foc, fiindcă vreau ca berbecul meu să fie bine rumenit. În acest caz, strigă cu mândrie Pinocchio ridicându-se și uh, zvârlindu-și cât cu o din miez de pâine, în acest caz știu care este datoria mea. Înaintați, domnilor polițiști, legați-mă și aruncați-mă acolo în mijlocul flăcărilor. Nu, nu este drept ca bietul Arlechinu, adevăratul meu prieten, să moară din pricina mea. Aceste cuvinte, rostite cu o voce puternică și cu un accent eroic, stoarse la lacrimi tuturor păpușilor care erau de față la această scenă. Și înșiși polițiștii, cu toate că erau de lemn, plângeau ca doi vițeluși de lapte. A început mănâncă foc în rămase nemișcat ca o stană de piatră, dar în cele din urmă a început și el să se înduioșeze și să strănute. Și după patru sau cinci strănuturi, îl îmbrățișă cu multă căldură pe Pinocchio și îi spuse Ești un băiat nobil și curajos, Vino la mine și sărută-mă. Pinocchio veni pe dată și cățărându-se pe barba păpușarului ajunse sus, și îl sărută pe vârful nasului cu mult foc. Înseamnă că am fost iertat?" întrebă bietul Arlechino cu o voce stinsă care de-abia se auzea. Ai fost iertat!" răspunse mănâncă foc. Apoi adăugă suspinând și clătinând din cap. Ei bine, astă seară voi mânca berbecul rumenit pe jumătate, dar altădată vai de cel căruia îi va veni rândul!" Când aflară că Arlechino a fost iertat, păpușile alergară cu toatele pe scenă și după ce aprinseră luminile rampei și policandrele, ca la un spectacol festiv, începură să joace și să danseze, se iviră zorile și ele tot mai dansau.